urmează Festivalul Internațional de Folclor Hora Mare. Am ajuns la ediția 28. Din păcate, cu câțiva ani de pauză, în 2019 a fost ultima ediție. Perioada de pandemie nu ne-a permis să organizăm acest eveniment, nici anul trecut, când teoretic s-ar fi putut, dar organizarea unui asemenea eveniment de mare amploare necesită foarte mult timp și nu aveam de unde să știm că se va încheia partea de pandemie. Ne bucurăm că reușim anul ăsta să-l organizăm. Am avut foarte multe solicitări și întrebări din partea publicului călărășan, publicul care iubește acest festival. Mulți credeau că noi am renunțat la el. Nu, nu am renunțat la el. Este un eveniment foarte important. Este probabil cel mai mare proiect al Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș. Spun asta deoarece acest festival este și înregistrat OSIM, marca înregistrată OSIM, este și membru în SIOF, Consiliul Internațional al Organizării Festivalurilor Folclorice. Suntem recunoscuți la nivel internațional cu acest festival, ne mândrim cu acest lucru și ne dorim să-l ducem mai departe. Anul acesta el se va desfășura în perioada 12-16 august pe stadionul Ion Comșa. Avem 5 țări străine invitate la acest moment: Mexic, Irak, Georgia, Ucraina, Mexic, Irak și Turcia. În 5 țări. Bineînțeles, vom avea și ansambluri din România. Programul la scenă va fi în fiecare seară de la ora 19.